Dacă tu ești fan Elias Vlogs, aprinde notificările ca să fii la curent cu tot ce postează Ilie. Acum! Hei, salut, sunt Ilie. Scuzați-mă de murdăria care e în spatele meu, dacă vedeți aici. Azi fac vlogul ăsta, video-ul ăsta, pentru că vreau să vorbesc cu voi. Vreau să fiu sincer cu voi și să vă spun niște chestii care sunt în inima mea. Pur și simplu să vorbesc cu voi pentru că sunt că de mult n-am stat și n-am vorbit cu voi și sunt unele chestii care pe mine mă deranjează. Și mă deranjează foarte tare pentru că sunt om și ca orice om eu reacționez cumva și voi reacționați cumva la unele chestii, de exemplu când tu ești acuzat sau când de tine își bate joc cineva. Sau, de exemplu, dacă tu ești într-o familie cu 5 frați sau 3 frați, sau doi frați și toți vin de la tine și vreau la tine că niște băi. Și ai împreze că toți sunt împotriva ta. În momentul dat sunt cam în aceeași situație. Să vă spun așa lucrurile cum sunt. Scuzați-mă dacă ați scapă un cuvânt vulgar. N-a să vă spun, dar să spun așa cum sunt inima mea pe momentul ăsta. Vreau în primul rând să vorbesc cu voi despre contentul meu de YouTube. It's garbage. No, it's shit. Yeah. Eu știu lucrul ăsta, nu încerc să ascund lucrul ăsta. Când făceam live-uri pe Instagram, eu spuneam de chestia asta că, băi, nu-mi place contentul care eu îl fac acum. Logic, și aici trebuie să fac este ca să fac un content mai bun. Dar ideea este că nu vreau să mă stăruiesc să fac un content mai bun, pentru că deja mi-am pierdut interesul ăsta pentru YouTube. Chiar ieri stăteam și mă gândeam, zic, băi, cum eu făceam vloguri la început? Deci eu am început să fac vloguri. Și mi-am adus aminte că eu făceam vloguri cu așa o poftă, nu știu, cu așa o dorință de a filma, de a face ceva interesant, de a pune ceva pe YouTube ca voi să vedeți. Atunci aveam un job, lucram la un prieten, el era evreu, și am lucrat la dânsul 8 luni. În același timp, eu făceam și YouTube. YouTube nu era sursa mea de venit, eu aveam altă sursă de venit și făceam YouTube doar pentru pasiuni. Atunci nici nu credeam că să cresc sau să am 1 milion de abonați cândva sau să pot câștiga bani din ceea ce fac. Îți spun o misiune dacă zic că nu-mi vinea prin cap lucrul ăsta. Îmi vinea prin cap lucrul ăsta, știam că pot să faci bani din YouTube, dar nu credeam că eu o să fac asta, știi? Adică nu credeam că eu cândva să ajung că eu să fac bani din YouTube sau să am colaborări cu niște branduri mari. Am decis să lucrez la prietenul meu și m-am focusat în sfera asta YouTube. Apropo, în video ăsta să vorbim și despre skatepark și alte chestii. Țin minte când am lăsat jobul acela, eu n-aveam practic, aveam 35 de dolari și asta era tot. O lună întreagă am stat și am căutat job online și singur de la zero mi-am creat un business care pe lună mi-aducea 2000 de dolari. Asta era undeva 3 ani în urmă, când am făcut 2000 de dolari din businessul meu online. Ce am făcut eu? Mi-am cumpărat o cameră Sony RX Mark II, acum filmez cu Sony RX Mark V. Mi-am luat un iPhone 5S și am plecat în România să fac colaborare cu Bianca Adam. Bianca Adam mi-a plăcut că eram carismatic și chestii de genul și m-a invitat în România să facem colaborare. Eram foarte, foarte, foarte fericit. Când Bianca Adam m-a invitat în România, nu știu cum, în capul meu, era o voce care spunea că Eli, uite, ăsta e începutul tău, știi, tu ai să devii mare. Și atunci aveam 80 ceva de mii de abonați, câștigam foarte puțin din YouTube, nu știu, vreo 24 de dolari atunci aveam din banii din YouTube. Poate vă gândesc, deși așa puțin, pentru că eu nu postam zilnic. Când postez zilnic, logic, suma așa se mărește dacă mai pui acolo încă vreo 10 reclame, știi, în vlogul tău. Cum eu de obicei fac la vlogurile mele, când le postez zilnic. Dacă YouTube ți-a dat oportunitatea asta, deși să nu te folosești de dânsă. Eu m-am lăsat de job și ăla pentru că am văzut potențial în YouTube. Am făcut content tare fain, daily vloguri. Eu când mă uit la daily vlogurile mele din nu vara asta care a fost, dar și ăla întâi când cu Penny Bordo, dacă țineți minte, eu am pus foarte multă inimă și suflet în vlogurile și ăla. Timelapse-uri, drone. Întotdeauna când făceam bani, eu investeam în vloguri. În alte cuvinte, iubeam să fac vloguri, era pasiunea mea. După asta am văzut că pot să fac bani din dânsă. Vine branduri, îmi propunea colaborări. Făceam colaborări cu branduri mari, branduri mici și era fain. Puteam să-mi permit un iPhone mai bun, un MacBook, o dronă, cameră mai bună, diferite chestii interesante. Sunt că am depus foarte multă muncă. Sunt că, nu că sunt, dar eu știu că am depus foarte multă muncă. Eu știu că erau nopți când eu mă culcam la ora 4, la ora 5 dimineața, la ora 6 dimineața, pentru că eu editam un vlog. Și pentru mine era important ca a doua zi eu să postez vlogul și ala. După asta a venit toamna și iarna pentru mine e un timp așa mai depresiv. Eu stau mult în casă și dacă stau mult în casă și nu fac nimic interesant, eu mă închid în mine, intru în depresie, pot să zic. Nu e depresie că vreau să mă sinucid sau ceva de genul, pur și simplu mă închid în mine. Parcă n-am idei și n-am chef de nimic. O venit timpul și ăla și continuam să filmez vloguri și citeam comentarii. Foarte multe comentarii de hate. Și pe mine m-a afectat foarte mult hate-ul. M-a afectat pentru că eu sunt om, eu sunt organism care trăiește, sunt viu. Nu sunt un robot care pot să-l programez să nu atrag atenția la hate. Noi toți atragem atenția la hate. Și tu atragi atenția la hate și eu atrag atenția la hate. Nu ți-i plăcut când cineva te numește, nu ți-i plăcut când cineva îți spune un lucru urât. Și dacă cineva, de exemplu, se nină de aspectul tău fizic, chestia asta poate să rămână în cap tău pe toată viața și să ai complexe. Logic pe mine m-a afectat. Acum cu acuzațiile că eu am furat bani din skatepark, din mesaje și comentarii din diferite părți. Mă sunt acum ca copilul ăla care v-am spus mai devreme, care are 5 frați și toți frații strigă la dânsul și el sunt apăsat de toate cuvintele care frații mai mari spun. Fix așa mă simt și eu acum. Mă sunt apăsat, nu am chef să filmez ceva, nu am chef să mă stărui cum mă stăruiam înainte să fac ceva pentru voi. Când zic voi, vorbesc de voi care vă uitați la mine pentru că mă apreciați și sunteți cu mine și la bine și la rău. În special fanpage-urile de pe Instagram. Știu că sunt foarte multe fanpage-uri, dar
pe Instagram sunt foarte multe fanpage-uri care, chiar dacă eu reacționez cumva negativ sau urât, fanpage-urile oricum mă susțin. Vouă vreau să mulțumesc pentru că voi sunteți în fiecare zi cu mine, mă susțineți și mă susțin chiar dacă mulți vorbesc despre mine negativ și mă acuză că eu am furat bani în skatepark și chestii de gen. Așa că mulțumesc vouă, voi sunteți tare, tare fine. În video ăsta cred că eu o să trec de la o temă la alta. Eu n-am scris nimic pe foaie, vreau să spun ceea ce sunt pe inimă. În privința la skatepark, faptul că eu nu postez despre skatepark, nu vorbesc despre skatepark în fiecare zi, nu înseamnă că skateparkul gata, nu se mai face sau noi nu mai vorbim despre lucrul ăsta. Nu e adevărat, nu e așa. Chiar azi am primit un e-mail despre skatepark, ca să spun aici o poză. Știu că noi am strâns bani pentru skatepark, am strâns bani ca să facem un skatepark în Republica Moldova și toți așteaptă skateparkul. Fie că ești moldovan sau român, toți așteaptă skateparkul. Și cel mai tare m-am furii că oamenii care nu au donat niciun leu întreabă, unde-s banii mei? Dacă tu n-ai donat niciun leu pentru skatepark, atunci go fuck yourself. Pentru că eu nu-ți dator cu nimic ție. Ideea de a construi un skatepark nu a venit de la mine. Și ideea asta nu a apărut brusc așa. Ideea asta a fost. Băieții de la Borchop foarte mult timp dorea să facă un skatepark în Chișinău și s-au dus la autoritățile din Moldova, în special la primărie din Chișinău, și nu au primit niciun răspuns înapoi. Asta e tot ce știu eu despre proiectul ăsta. După asta, vara, două veri în urmă, eu am început să petrec mult timp cu băieții de la Borchop, sunt niște băieți tari, tari fine. Dorin, Sandu, Danu, Valentin, toți băieți tari fine. Într-o zi vorbeam cu Dorin și zic, Dorin, ar fi tari fine dacă eu aș vinde stickere. Mă uitam că alții youtuberi au cărți care le vând. Eu m-am gândit și am zis că, băi, nu pot scrie o carte, că sunt analfabet. Alții iau tricouri care le vând. Și eu am zis, băi, pot să vând stickere. Am văzut că Borchop tot are stickere Borchop. Și am zis că, băi, ar fi cool ca eu să le vând aici la voi. Dorin, zic că dai o idee tare faină. Doream un sticker să-l vând cu 10 lei moldovinești. Mă gândeam la ideea asta, mă gândeam. Și într-o zi am zis, băi, Dorin, voi vreți să faceți un skatepark? Eu pot să contribui. Deci eu pot să iau influența mea și să vând stickerele astea. Să nu luăm niciun profit. Ideea este simplu. Voi primiți un produs, un sticker și dați 10 lei. Nu că donați 10 lei, voi dați 10 lei și 10 lei ăștia automat se duce în donația pentru skatepark. Donațiile au fost, de exemplu, un om care a venit și a dat $1000. Dacă așa, pur și simplu, a venit și a dat $1000. Da, el a făcut o donație, noi nu i-am dat niciun sticker, el nu a vrut un sticker înapoi. Erau copii care au venit și au dat 100 de lei. Nu trebuie sticker, noi vrem să dăm pentru skatepark. Da, persoanele cele au donat pentru skatepark. Dar foarte mulți din voi ați cumpărat un produs. Când noi am făcut un fan meeting în București, în Iași, cu scopul ca să vindem sticker și banii ăștia se duc în donațiile pentru skatepark. Când noi am plecat în București, să facem fan meeting în Iași, să facem fan meeting. Noi n-am luat bani din skatepark ca să mâncăm și pentru benzină și pentru cazare. Noi am folosit banii noștri proprii ca să ne cazăm undeva, să cumpărăm mâncare și pentru benzină. Designerul care a făcut stickerile astea, el le-a făcut gratis. El nu a vrut să iei niciun ban pentru că el a înțeles că noi încercăm să facem ceva frumos. Și în fine, vara vorbeam foarte mult despre skatepark. Am încetat să vorbesc despre skatepark pentru că nu petreceam timp la Borchop foarte des. Avem alte chestii de care eram preocupat. Câteodată în vloguri vorbeam despre skatepark. Vreau ca voi să înțelegeți, mai ales proștii ăștia care mă acuză pe mine că eu am furat bani din skatepark. Eu mi-am cumpărat mașină, mi-am făcut casă din bani de skatepark. Fără să vezi dovezi, eu am furat banii ăștia sau că eu mi-am pus banii ăștia în contul meu propriu sau ceva de gen. Voi mă acuzați. Băieții la Borchop au deschis un cont bancar, toți banii sunt acolo. Acum este Orange Moldova care a să doneze 15.000 de euro pentru proiectul ăsta skatepark. S-a donat vreo 7.000 de euro pentru skatepark. Din ceea ce noi am strâns stickere, persoane care au venit și pur și simplu pus bani acolo, n-am ținut niciodată un leu la mine în buzunar sau acasă, într-o cutie sau mai știu eu ce. Niciodată. Toți banii au fost întotdeauna la Borchop. N-am vrut și nu vreau să am nimic cu dânșii. Și noi deodată ne-am înțeles că banii să fie acolo. Dorin a făcut o asociație, Skateboarding Moldova, ceva de genul. Am vrut să fac un screenshot ca să vă arăt că banii sunt acolo în bancă, dar Dorin trebuie să fac un cont online ca să poți intra online și să vezi câți bani ai în cont. Când Dorin a să fac lucrurile astea, e neapărat vouă să vă arăt banii care sunt în bancă și cred că asta se închide gurile la mulți proști care mă acuză pe mine că eu am furat banii din skatepark. Vreau să spun o chestie. Eu înțeleg foarte mulți copii care spun lucrul ăsta. Înțeleg că sunt foarte mulți care, de exemplu, dacă aude sau au văzut la cineva o poză sau au citit un comentariu care pe mine mă acuză că eu am furat banii din skatepark, el deodată se duce cu turma. Băi, da, asta e poți adevărat, fără să caute, fără să știe adevărul, știi, sau fără să mă urmărească, el automat a să-l creadă pe persoana aceea. Pentru că dacă, de exemplu, 100 de persoane spun lucrul ăsta despre mine, logic persoana nouă care îți vine și să citească 100 de comentarii și acolo eu s-a acuzat că am furat banii din skatepark, logica să creadă persoana aceea și n-a să mă creadă pe mine, pentru că cine ți-o așa. De exemplu, eu tot cad în plasa asta, de exemplu, sunt alți youtuberi când eu mă duc la dâns și am găsit un vlogger tare fain, ce îmi place și face el, dau jos în comentarii și citesc niște comentarii negative despre dâns și automat în capul meu eu îmi creez ideea asta că da, el e rău sau ceva de gen. Fără ca eu să cercetez sau să mă uit la alte vloguri unde el vorbește despre asta și nu mă uit la vlogurile celelalte pentru că nici leni. Și eu mă duc turmă. Este încă așa o chestie care se numește trend. Dacă eu s-a vorbit de rău, desigur că ai să faci o poză cu mine și ai să o postez undeva că ea ca asta și-a făcut casă din donații din skatepark. Și alții care vreți să intre în trendul ăsta și spar cool, să fii la rând cu lumea, atunci el tot a postez și face rău
spre mine. Pentru așa persoane am un deget ca foarte, foarte frumos. Eu nu sunt dator cu nimic. Voi nu sunteți dator cu nimic mie. Ceea ce am vrut eu să fac este să promovez un lucru care să fie un lucru bun pentru Chișinău. Un skatepark. Wow, asta e tare cool. Noi niciodată n-am avut un skatepark în Moldova și cred că un skatepark în Moldova ar fi ceva tare, tare cool. Noi am promovat lucrul ăsta și mulți uită la mine de parcă eu sunt datorul lor să-i fac skateparkul ăsta. Faptul că s-o strâns bani, nu înseamnă că banii ăștia sunt la mine și eu sper că video ăsta să fie ultimul video pe care eu să-l fac în privința la skatepark și eu nu-s dator să fac un skatepark. Și ce am făcut eu la început era foarte simplu. Eu am promovat proiectul ăsta. Atât, am promovat proiectul ăsta. Sunt foarte multe chestii care am vrut să le zic și le uit. Așa că persoanele care mă acuză pe mine, go fuck yourself. Poate cineva să uită la mine și zice, băi, Lee s-a schimbat, că arată degetul. Și am zis, go fuck yourself. Țineți minte la început am spus că să spun ceea ce sunt pe inimă. Și dacă să reacționez cumva, să nu vă supărați, fuck you persoanelor care pe mine mă acuză, fuck you persoanele care sunt ca niște babiși când cineva zice ceva, ele automat credită și zice persoana așa e fără să caute adevărul. Dacă tu ești o persoană care spune că, băi, Lee s-a schimbat, mă vorbește cu fuck you și arată degetul din mijloc, de unde știi că eu nu făceam asta când camera nu m-a filmat pe mine? De unde tu știi? Da, înainte nu arătam degetul ăsta, înainte nu spuneam fuck you sau go fuck yourself sau you piece of f-. Aveam toate chestiile astea în capul meu și le spuneam în capul meu și nu-mi permiteam să le pronunț sau să arăt, pentru că înainte eu foarte mult credeam în bine. Doream să fac lucruri bune, dar voi mi-ați deschis ochii, sincer. Țineți minte video și ala când, 3 ani în urmă, când am ajuns la 100.000 de abonați, eu am făcut un video unde am dat pizza la... Atunci în momentul acela eu am făcut video și ala, în primul rând pentru că am vrut să fac un video pentru 100.000 de abonați, așa eu mă gândeam. Am vrut să vă influențez cu bine, am vrut să fac un video frumos, unde dau mâncare la oameni sărmani de pe stradă și persoanele care se uită la video și ala, zic wow, și de bun e Lee. Și după asta au apărut foarte mulți oameni care spuneau că eu am făcut lucrul ăsta pentru vizualizări și eu ziceam cum, băi, și cu tine, eu n-am făcut asta pentru vizualizări, eu am făcut asta ca oamenii să uită, să fie inspirat și chestii de genul, cum pot să uită așa ceva. A trecut un an, doi, câteva luni și am stat și m-am gândit și am pot să vă spun că, de fapt, eu am făcut lucrușeală pentru vizualizare. Și toate chestiile bune care le-am făcut pe YouTube erau pentru vizualizare. Și chiar dacă pe moment eu fac lucrul ăsta că vreau să inspir lumea, știi, sau ceva de genul. De fapt, în subconștientul meu eu fac lucrul ăsta pentru că vreau ca cineva să uită la mine și să zică, uite ce de bun el. Prin bunătatea mea cineva să-mi pun un like, să am mai multe vizualizări și alții să vorbească despre mine, că uite, este și de bun. Dar dacă sunt sincer cu mine și să văd adevărul așa cum este, eu de fapt am făcut lucrul ăsta pentru că eu m-am gândit la mine. I am selfish. Tu te uiți la mine și zici, băi, și rău ești, Lee, și te mai schimbat și chestii de genul. Trebuie să spun că tu nu ești mai bun cu nimic decât mine. Eu nu sunt mai bun cu nimic decât tine, așa că noi suntem egali. Și de azi înainte eu vreau să fiu așa cum sunt eu. Dacă eu simt că eu vreau să spun cuvântul eu spun cuvântul ăsta. Eu vreau să fac ceea ce îmi place mie. Sunt foarte multe chestii care am vrut să le spun. Eu câteodată merg în mașină și mă gândesc și îmi vin foarte multe gânduri și când eu aprind camera, eu îmi pierd toate gândurile. Apropo, în privința la casa mea că este din OSB. Mulți spun că mi-am făcut casa din OSB, asta e coșabă și chestii de genul. Da, uitați-vă și coșabă faină am eu, nu? Mie îmi place să trăiesc în casă de OSB, dacă ești așa tâmpit la cap și n-ai mai văzut casa din lemn, deschid YouTube și scrie casa americană. Și ai vezi că americanii practic toți trăiesc în coșabă și în casa din OSB. Și sunt sigur că uite, azi închid camera și când azi mă pun să editez, azi zic, băi, am uitat să zic lucrul ăsta. Și dacă tu ești persoana așa care mă acuză pe mine că eu am arătat deștuista sau am spus unele cuvinte, păi ești uite în oglindă. Și gândește, ești mai bun tu decât mine sau nu? Că eu nu sunt mai bun decât tine. Eu nu sunt mai bun decât nimeni. În realitate noi toți suntem răi. Și poate tu spui că, băi, Lee, e rău și chestii de genul. Da, eu sunt rău. Eu foarte mult mă gândesc la oameni și cum oamenii te dezamăgesc. Azi poate să fii lângă tine, mâine poate să te trădează. Eu știu că în viața mea pe foarte mulți oameni am trădat. Și întotdeauna când mă gândesc la lucrul ăsta, îmi pare rău. Îmi pare rău pentru că am fost așa un porc ca să trădez un om apropiat. Noi toți facem lucrurile astea. Toți oamenii sunt răi. Noi pur și simplu încercăm să facem fapte bune. Fiecare faptă bună care noi facem, noi nu facem pentru că, oh my god, eu sunt bun și chestii de genul. Noi facem pentru că vrem înapoi ceva. Noi vrem ca omul jale să uită la noi și să ne stimeze. Noi vrem ca oamenii să uită la noi și să zică ce de buni suntem noi. Noi vrem atenția asta, noi vrem like-uri, noi vrem să creștem în abonați dacă ești YouTuber. Dar inima noastră este rea. Voi a fost Ilie, eu sunt închid vlogul aici. Mersi că m-ați ascultat până aici. Pa! Știi, băi, Lee, mă gândeam, era foarte super când, cât timp erau donațiile alea, știi? Adică o donație, un iPhone, adică eram, nu, sincer, eram fericit, mâncam cât vrem, stăteam, dormeam unde vrem, știi? Am în faza că s-au terminat donațiile și vezi, mănânc la chestii. Nu, dar nu-i bai, știi? Eu am trei, dar... Mă rog, mai donați. Sunt mulți copii care au nevoie chiar și donați la contul, nu știu, lui Lee, puteți să-i puneți că el e om bravo, știți? Și eu nu, oricum, nu știu el lui nici o capică. Eu acum plec la Ilie ca să filmez un film indian. Ilie, vreau să spun că ești foarte fain și poți să-mi promuți, te rog, niște bani că n-am mâini să mă duc la școală, că știu că s-au mai rămas ceva din donații. Ok, come on!
episodul pe azi, nu uitați să puneți un like, chiar dacă Ilie nu v-a rugat să puneți un like. Pune un like acum.